Bine v-am regăsit și în această a 14-a zi din această serie în care ne rugăm 30 de zile pentru lumea musulmană. Împreună cu noi este Narcis Vlașin, specialist în relațiile dintre creștini și musulmani, iar astăzi ne-am propus, conform ghidului, să ne rugăm pentru Myanmar, pentru un oraș specific. Despre ce e vorba, Narcis? E vorba de orașul Yangon din Myanmar, un oraș la 7 milioane de locuitori, în care locuiesc aproximativ 350.000 de musulmani. Sunt și creștini în această țară? Sigur, în Myanmar sunt mulți creștini. Am întâlnit păstorii din Myanmar cu multă inimă pentru musulmani, care îmi povesteau de eforturile pe care le fac ca să încurajeze și musulmanii să vină la biserică și la Hristos. În Myanmar, actualmente, vă uitați la știri, aproape zilnic sunt imagini cu ce se întâmplă cu acest război, să zic, intern. Președinta aleasă a fost dată jos de către armată, armata încă n-a reușit să acapareze toată țara, lumea internațională o susține pe președintă și așa mai departe. Dar pe lângă știrile care le avem, ani de zile, deja de 3-4 ani de zile, regulat îi avem la știri, tocmai datorită faptului că populația musulmană este persecutată crunt. Este cel mai mare genocid care se întâmplă sub ochii noștri actualmente, pe lângă cel al uigurilor în China, este cel al tribului sau al populației Rohingya din Myanmar. O populație islamică. Poate ne-ar ajuta să localizăm pe hartă cam unde este. Da, este Asia de Sud-Est, lângă Vietnam, lângă Cambodgia, în această zonă. Undeva mai departe decât India. Da, în dreapta Indiei, să zicem așa. Da, o populație islamică neprimită bine de către populația majoritară, care ar trebui să fie pașnică. Budismul este o religie a păcii și islamul se autoproclamă și creștinismul se autoproclamă. Da? Noi toți suntem ai păcii până când ne războim. Dar în cazul acesta, într-adevăr, este un mare dezastru care se întâmplă. Cunosc un frate, o familie de români care de ani de zile dorește să meargă la această populație islamică din Myanmar și să le spună despre Hristos. Orașul acesta, în principal, oferă ocazia ca unii creștini care sunt acolo și localnici, dar și de limbă chineză, vedeți, Myanmarul are legături foarte bune cu China, să îl mărturisească pe Hristos musulmanilor. Cunosc misionari veniți din Hong Kong, în Myanmar, care se apleacă doar se concentrează doar pe mărturisirea Evangheliei musulmanilor din Myanmar, încercând să înceapă biserici de casă și de acolo mai departe să îl mărturisească pe Hristos. La un moment dat, cu ani în urmă, am întâlnit o familie de lucrători din Myanmar care mi-au spus că au început exact același insider movement pe care creștinii o fac în Bangladesh. Ei au reușit să facă lucrul acesta între tibetanii din Myanmar, lăsându-i să continue să se numească așa cum s-au numit până în momentul respectiv, dar având conținut creștin în gândirea și în practica lor. Uite pentru ce populație și pentru ce oraș ne rugăm astăzi. Pentru mulți dintre noi necunoscut, orașul Yangon, dar de acum încolo ar putea să fie pe harta inimii și vieții noastre. Haideți să ne rugăm împreună astăzi și de acum încolo pentru Yangon, acest oraș din Myanmar și pentru musulmanii de acolo. Tatăl nostru, ne simțim privilegiați că locuim într-o țară în care avem pace și liniște și nu sunt războaie în generația noastră, dar într-o țară tulburată de tot felul de violențe, cum este în Myanmarul și nu de azi, de ieri, ci de ani de zile, te rugăm să aduci pace, să aduci liniște, dar dincolo de pace și de liniște, te rugăm să aduci mântuire pentru această țară.
nu doar pentru populația islamică, ci și pentru cealaltă populație majoritară, care are nevoie să te cunoască pe tine. Ne rugăm pentru biserica care este acolo, ne rugăm pentru puținii creștini și cei veniți din alte părți, în special din China, care vor și pot să te mărturisească, să-i întărești, să-i încurajezi, să-i susții și să le dai harul, ca prin ei oamenii să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat. Amin. Amin. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană.